de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, încă pe vreme de pace, spun unii, pe 18 februarie în anul de grație 2022, vineri fiind, țin să vă anunț că încercăm la Mesagerul să împământenim, ca să folosim un termen neauș românesc, să împământenim o emisiune. Încă nu i-am dat un titlu, probabil că o să cerem și sugestii pentru titlu. În fiecare vineri, cu colegul Viorel Cosma, să încercăm o retrospectivă altfel a subiectelor emisiunii. Bună dimineața, domnul Viorel Cosma. Bună dimineața, domnul profesor. Senior editor, scuzați-mă că am uitat să... Astăzi pot să mă prezint și în calitate de fiu de cavalerist român. Fiu de cavalerist român, da? Bun, mi-aduc eu aminte de ultima șarjă de cavalerie a Armatei Române, dar nu-i momentul acum să discutăm. Împreună cu Viorel o să încercăm să atingem câteva subiecte pe care noi le considerăm importante în acest moment. Și nu putem să nu începem, sau cel puțin eu nu pot să nu încep, pe altarul colaborării pe care românii, sau mă rog, oficialii români o clamează, mulți români o simt, puțini dintre ei și lucrează pentru așa ceva, pe altarul colaborării frățești dintre România și Republica Moldova, cu vizita domnului președinte al Consiliului Județean Neamț, președintele PSD Neamț și probabil și cu funcție națională, domnul Ionel Arsenea. Am pus toate aceste titluri pentru a da greutate acestui eveniment care poate fi considerat la nivelul istoriei locale mici un eveniment. Chiar puțin geostrategic. Strategic? Foarte strategic, sigur că da. Bun, eu recunosc că am fost cârcotaș, așa, când am văzut că a plecat domnul Arsene la Chișinău, am zis că e gelos pe succesul primăriei Piatra Neamț, care, mă rog, a început demersurile de înfrățire cu un cartier al Chișinăului și a căutat să vadă ce se întâmplă în cartierul ăla și atunci a zis, bă, dacă ăștia au luat cartierul, hai să luăm noi Chișinăul. Ceva de genul ăsta. Bun, tu ai scris un text despre această vizită și eu recunosc că din textul respectiv cel mai mult mi-a plăcut să citesc partea în limba rusă, nu? E rusă. În rusă, nu? E rusă. Deci, acolo este un mesaj în limba rusă și pornind de aici, te rog pe tine să pui niște lucruri în plus față de ce ai scris în material. Eu cumva am lansat o provocare către reprezentanții noștri, corp expediționar de la Chișinău, deoarece lipsa informațiilor oficiale de la noi ar fi trebuit să iau numai ce spunea primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, cel pe care l-am prezentat drept personaj politic nefrecventabil cu totul. Și se cunoaște trecutul prin Partidul Comuniștilor Moldoveni, după aia prin socialiștii lui Dodon și așa mai departe. Să te duci în împrejurările actuale și să dezvolți asemenea contacte, asemenea partid, pe mine m-a dus cu ideea, s-ar fi consultat măcar cu unul dintre cei mai buni miniștri de externe pe care i-am avut noi, care e la ei vicepreședinte, domnul Titus Corlățean, printre altele, ultimul diplomat român care a avut dialog cu Sergei Lavrov. Care nu discută chiar cu oricine. Care nu discută chiar cu oricine. Da, apropo, și a mai și obținut ceva, Titus, pentru noi, scrie în interviul ăla vechi. Apropo, de Titus Corlățeanu, da, și interviul care a apărut în Mesagerul, îl ai luat acest interviu în anul? 2018. 2018. Nu că e important să spunem când, atunci aveai un titlu la materialul respectiv, o să-l rog, l-am rugat pe... Nu ăsta, poza cealaltă, te rog, cu domnul Titus Corlățeanu, când o să poți, că nu-i nicio grabă. Aveai un titlu care suna cam așa. Poate de asta a și fost domnul Arsene acolo și cu echipa. Integrarea cu Republica Moldova e mai simplă ca reunificarea. Dar tot pe la Moscova trece.
Sigur, atunci, ca o paranteză, și revin și la vizita de la Chișinău. Uite, avem... Da, domnul Corlățean s-a supărat ușor pe titlu, că el venise aici, era cu Coaliția pentru Familie și era ceva. Într-o altă postură. Da, și parcă nu rima cu ceea ce am scris, am inter corect, titlul iese din interviu. Dar la puțin timp după aceea, vorbind noi la telefon, a fost un titlu inspirat. Păi, în contextul de acum... Se confirmă. Totul se confirmă. Ei, ziceam, da, există o cutumă, da? Și în partide, da? Dar indiferent de partid și pe cine reprezinți în administrația publică locală, să te consulți cu Ministerul de Externe când te duci în astfel de misiuni sensibile. Probabil. Există, eu m-am uitat în documente, existau niște aprobări de astea. Păi dacă s-ar fi consultat și în partid, să înceapă cu partidul, da? Și în Ministerul de Externe probabil ar fi spus, nu e momentul, domnul Arsene. Pentru că voi nu aveți în delegația voastră absolut nicio persoană calificată pentru discuții de un asemenea nivel, în asemenea context politic, da? Nu zic militar, că era un pic mai la est. Da? Ei s-au dus acolo și noi am aflat de la Ion Ceban că, de fapt, vizita a fost între 6 și 8 februarie, că delegația noastră a întreprins mai multe vizite de lucru, a avut mai multe întâlniri de lucru acolo, nu doar cea raportată de Amedeo Dulamă, de la DGASPC, și în special din expunerea aceea în limba rusă, pe care primarul Ceban, vreau să spun că a făcut-o și în limba română, dar eu am lăsat subiectul deschis din adins, să văd dacă se uită cineva și dacă observă. Domnul de la Chișinău a raportat opiniei publice de la ei și opiniei publice care înțelege fie limba moldovenească. El nu vorbește limba. El nu vorbește limba română. Da, limba lui nativă, scrie în CV, este limba moldovenească, o limbă inexistentă. Vreau să spun că asta este o insultă pentru oricine se duce acolo și poartă un dialog oficial cu el. Este comparabilă, dacă vrei, cu regimul românilor din Ucraina, pentru că președintele ucrainian, actorul ăla, nu-i rețin minte. Zelenski, nu știu, ceva de genul ăsta, da? Da? Când s-a referit la minoritățile din Ucraina, ca de obicei a sărit peste români. Deci românii noi și știm că n-au drepturi în Ucraina, dar asta e alt subiect. Bun. Bine, și noi suntem ospitalieri, cum am fost cu polonezii în... Și cu grecii, noi cu primim pe toți. Primim, sigur. Dacă au probleme, eventual, că ei nu ne recunosc. Le mai dăm și tăzaurul înapoi, dacă îl depozităm, da, noi, știi? Da. No, și ce mă întorc la Chișinău? Am aflat, deci, din expunerea primarului general al Chișinăului, că urmează să se desfășoare la noi un târg de meșteșugari. Opa! De acolo, da. Deci, târg de meșteșugari la noi? Da, aici. La... Cu meșteșugari din Republica Moldova. Da, și județul Neamț va fi reprezentat în toamnă, probabil tot de la înălțimea unei asemenea delegații, la primul forum al investitorilor, acolo. Uite, rezultate extraordinare ale vizitei. Da, nu, de ce nu ne spune? Suntem mai de mâna a doua? Sau are probleme cu vizita? Am eu o explicație la prima, cu meșteșugarii. Trebuie justificați banii pe care îi dă Consiliul Județean în acea asociație. Euroregiunea, Siret-Prutnișu. Aia e una, și cealaltă, aia la care s-au dat bani acum, condusă de doamna șefa PSD-ului municipal. Am uitat cum se cheamă ceva acum. E un cluster. Un cluster. Ce ar fi să ne înscriem? Știi că noi, ca publicație, îndeplinim condițiile să ne înscriem în cluster? Hai să ne înscriem. Nu, că trebuie să plătim cotizație și acolo regula spune așa. Stabilește în funcție de... Și nu știi în funcție de ce stabilește cotizația. Și te trezești cu o factură ca la Consiliul Județean de aproape 30.000 de euro. Ca să închid cât de cât subiectul cu Chișinău, trebuie să salut faptul că din această delegație, acest grup turistic internațional, singurul care are habar despre ce înseamnă reprezentarea, nu doar pentru că a fost de două ori în Egipt, dar are experiență bună în sensul ăsta și dinainte de Revoluție, este, rog lumea să nu se amuze, pentru că vorbesc foarte serios, este Jean de la Han. Domnul Iona Saftei. Domnul Iona Saftei cunoaște rigorile unor astfel de reprezentări. Da. Bun, acum are o tradiție, ca să spunem așa, încet, deci, în timp. El a fost de nenumărate ori și probabil că singurul care mai știa mai bine ca el lucrurile de pe acolo era, Dumnezeu să-l odihnească, Ioan Oatu. Valică Oatu. Valică Oatu. Valică Oatu, da. Ei,
Un ultim amănunt din adins l-am lăsat la coadă. Pentru asemenea expediții, Ionel Arsene se poate consulta cu unul dintre cei angajați pe cabinetul său. Cred că mai este domnul Vasile Vișan. Nu mai știm cine mai deci, este. Deci Vasile Vișan este fostul secretar, pe atunci era secretar, nu secretar general al municipiului nostru, și care știe foarte bine rigorile unor astfel de vizite și reprezentări. Pentru că a fost implicat în prima înfrățire cu Roan, a fost implicat în toate cele ulterioare, dar pe vremea aia, fie că mergeam în Israel, la înfrățirile cu Israelul, le știu pe de rost, chiar m-am ocupat de el. Pe cea cu Franța am consemnat interviul cu Jean Oru, legendarul lor primar, fost ministru, în mandatul căruia s-a semnat contractul pentru canalul pe sub mare, deci mâneci, o personalitate. Tunelul pe sub canalul Mâneci. Da. Mă rog. L-am luat eu la Piatra, așa erau vremurile, pe terasă la Ceahlău. Și relațiile s-au menținut. Da? Domnul Vișan putea să-l prevină, de-aia e consilier. Spune, domnul șef, păi nu te duci să calci prin trekking, cum am scris și acolo. Da? Noi am avut reprezentări. Bun, și te duci măcar să depui un buchet de flori. Ca să nu mai spun la mormântul celor doi oameni care... Tu știi, eu în sfârșitul octombrie 1995 am fost acolo. Subiectul n-a fost foarte public, dar am fost acolo. Acțiunea cu pricina s-a soldat și cu niște probleme, că acel corp expediționar, să spun românesc, a fost condus de Constantin Bebe Ivanovici, Bebe certificat, care a mai făcut și lucruri bune. Acolo au fost niște manifestări de mare patriotism românesc. Trăia Petre Teodorovici, Gheorghiță Marian a fost un alt patriot mare. A fost reținut peste noapte, abuziv. Când se întoarcă în țară, s-a închis frontiera la Sculeni, nu Vameși. Deci armata a închis frontiera atunci. A fost un incident în toată regula. Mă întreb unde era primarul Chișinăului atunci. Atunci era complicat de tot. Era, cred că, Serafin, mă știu dacă era Urechea. Nu, primarul de acum. Ah, bine, nu știu. Președinte era Snegur, era complicat, Șanghel era premier și vreau să aduc un omagiu și colegilor din Piatra Neamț, cei din Asociația Revoluționarilor din Decembrie, care au fost prezenți acolo în frunte cu Iulius Trapia, Dumnezeu să-l ierte, cu luptătorul nostru care a murit la incendiu de la spital, da, domnul Covătaru. Și omagiul meu se răsprinde și spre cei care au contribuit financiar pentru construcția acelui prim monument, fie persoane private, fie persoane juridice, în frunte cu nelipsitul Rifil și pe atunci cu Adi Weiss de la Petrocart. Da. Da. Piatra Neamțul a dat atunci, cred că, majoritatea sumelor necesare, nu? Sau toate? Tot a fost făcut de noi. Te duci, a prins o lumânare totuși acolo. Da. Da, mă rog, pentru asta trebuie să mai și cunoști, să mai știi, să te informezi cineva cu privire la istoria recentă. Ali, tu știi că eu nu închid telefon. Dar nu asta e problema. Problema este că acolo, dacă tot au făcut, trebuiau să aibă oameni care să urmărească. Dacă te duci la un primar care vine din Partidul Comuniștilor Moldoveni, care e un dodonist, e aliniat Moscovei, păi parcă nu te mai duci și la cimitirul ăla. Deci. Bine, acum depinde și de afinități. Eu nu discut aici afinitățile. Pe mine m-a marcat afinitatea pentru mască a domnului Arsene, care în prezența venerabilului Doga, 85 de ani, am înțeles că împlinește sau a împlinit, și a primarului, ei erau cu măscuță, nu, domnul nostru zâmbea ca un star de Hollywood fără mască. Este măcar o impoliteță. Bun. Haideți să trecem acest subiect, că deja am vorbit prea mult. Să mergem la un altul care ieri a făcut furori în România și arată, din punctul meu de vedere, putem discuta lucrul ăsta, ce presiune extraordinară pune pe restul actorilor politici această alianță care se află acum la guvernare, PSD, PNL, UDMR. Deci, bine, UDMR-ul, el oricum, este, îl dăm deoparte, deși el ține guvernul, părerea mea, în momentul ăsta. Deci, el își face treaba acolo. Deci, discuțiile dintre PMP și AUR, sau ca să respectăm valoarea politică din acest moment, dintre AUR și PMP. Domnul Diaconescu l-a invitat pe domnul Simion la un fel de
discuție pe Zoom cu lideri județeni și acolo a fost lansată ideea, mie asta mi se pare extraordinară, vă ajutăm să vă faceți grup parlamentar, vă dăm noi niște parlamentari, facem grup. De acolo încolo, ce poate să ascundă o înțelegere, o, nici nu știu cum să o numesc, între PMP și AUR? În balanța asta cu partidul, cu reprezentarea și cu ce e în teritoriu, deci PMP-ul are o rețea națională bine organizată. A organizații, clar. Sunt oameni de anume factură. Nu contează, să spun acum, disonanțele dintre ei, dar sunt oameni care au un trecut politic, care știu mult, da? Nu e obligatoriu să vorbească aceeași limbă. Factorul perturbant este Tomac. Tomac, această invenție a lui Traian Băsescu, a dus de peste Prusia. Zona ucraineană e de origine, parcă. Ceva de genul ăsta. Eu n-am sensibilități pentru invenții de genul ăsta. Cunosc foarte bine și cum s-au născut patrioții din Republica Moldova care erau manipulați, care erau, care erau butonați de Moscova. Nu mai dau nume, că au călcat și prin Piatra Neamț. Păi ne uităm acum ce se întâmplă în alte okay. zone. Cristi Diaconescu, să nu uităm, în 2014 am publicat. A fost singurul, în momentul în care n-a părut să Elena Udrea să candideze la președinție, a fost singurul care a prezentat un proiect de țară. Am scris despre asta, este la arhive, este pe net. Cristi Diaconescu este un om profund, asta o recunosc absolut toți, da? Un om care știe diplomație. Asta este lucrul cel mai important. Și un partid de factura AUR, pe care eu nu-i văd extremiști, nu-i văd teroriști, absolut deloc. Da? Dacă așa se dă ordine de zi pe unitate, gata, i-am făcut teroriști. Da, mă scuz, fac o paranteză. Citeam pe un site important de știri, dar controversat, cum spuneam, spuneai și tu și scriam în Mesagerul. În ultima perioadă apare următoarea sintagmă. Apropo de un analist economic, ci că analist naționalist. Deci într-o listă îl pune așa, AUR, partid extremist. Deci au participat, reprezentanța AUR, partid extremist. Economistul X, economist naționalist. Am stat și m-am gândit, este un economist român care prezintă realitățile unei economii care ar trebui să fie în marea ei majoritate românească. Suntem încă un stat, potrivit Constituției, național, da? Și mi se pare firesc ca economiștii români să prezinte realitățile economiei românești. Iar tu îl categorisești, nu spui direct, dar spui, ăștia sunt niște naționaliști. Deci un cuvânt atât de plin de semnificație, exact. Un cuvânt care în ființa oricărei nații în România am ajuns să fie peiorativ cu totul, pentru că așa se dă comandă. Păi oameni buni, dar mai mergeți la școală, mai puneți mâna pe o cartă, mai învățați și voi. Să-mi continui ideea. Deci, zestrea impresionantă pe care o poate aduce Cristi Diaconescu în această construcție politică, să zic, este cea de diplomație. Un om cu o experiență excepțională. Să nu uităm, dacă nu era Cristi Diaconescu ministrul justiției în cabinetul Adrian Năstase, eu cred că nici astăzi nu încheiam capitolul JAI din acheiul comunitar. Sunt lucruri foarte bine cunoscute. Eu mi-aș dori o zi în care să-i văd la un forum, la aceeași masă, deși sunt ușor incompatibili, pe Cristi Diaconescu și pe Titus Corlățean, pentru că în clipa următoare domnul Orescu... A fost perioada când nu erau incompatibili. Da, bine. Poate scăpăm de domnul Aurescu. Dintre diplomații noștri operativi este recunoscut în întreaga lume, cel mai valoros este exilat la ONU, Johnny Jinga. Păi ce vorbim noi? În situația actuală, dați-mi un ministru de externe. Că situația, mă întorc la Titulescu, da, avem o politică internă bună, ca să știu eu ce am de făcut pe extern. Dar nici în halul ăsta nu poți să fii, să nu contezi la negocierile care se fac. Să nu fii nici măcar băgat în seamă. Bă, da.
Și nu e numai atributul Ministerului de Externe. Avem și președinția care se ocupă de poliția, de politica externă. Bine, te rog frumos, președinția are probleme cu Africa. Am văzut în ultima perioadă. Deci vorbește despre problemele africanilor care sunt și ale românilor. Deci, cum să spun? Dom'le, deci securitatea României am înțeles că trece prin Sahel acum. Da. Este impresionant. Eu m-aș gândi că dacă vorbim de securitatea României și a neamului nostru pe de-a întregul, dincolo de hotare, să începem cu Maramureșul voievodal. Pentru că trei cincimi sau patru cincimi din Maramureșul istoric sunt la frații noștri ucrainieni, popor de care ne-am îndrăgostit. Și pe care l-am consemnat. Istoric l-am cedat. Păi eu, în afară de doi naționaliști, patrioți de calibrul lui Remus Borza sau de calibrul lui Cătălin Cherecheș, primarul de Baia Mare, nu prea cunosc alții care se bată pentru cauza Maramureșului voievodal. Nu, pentru că știi cum e. Noi, când vine vorba de drepturile noastre și de națiunea română, de dincolo de granițe, spunem, dom'le, ce noi am semnat un tratat, noi... Uitați-vă ce fac ungurii cu ai lor. Uitați-vă ce fac alte nații cu ai lor. Uitați-vă ce fac rușii cu minoritatea rusă din Donbass. Nu că fac bine, dar sunt ai lor. Îi recunosc. Se luptă pentru ei. Ori noi am cedat, cedăm și nu asta e problema. Cedăm la noi acasă, în interiorul granițelor. Asta este marea problemă. Asta este o problemă. Da, deci... Ne-am rămas și cu Sahelul. Aș vrea să spunem un lucru. Toată lumea spune așa. Dom'le, zice, asta e politica, zice, nu putem să... Politica poate să nască orice compromis. Este această discuție PMP-AUR un compromis făcut de Cristi Diaconescu ca să-și apere locul de președinte la PMP? Cred că e o coincidență aici. Deci, Cristi are o amvergură cu totul și cu totul specială, pe care foarte mulți, din diverse motive, nu o recunosc. Asta este. S-au mai întâmplat tot felul de tentative, negocieri în zona asta a scenei politice, da? Și care n-au fost tratate, cum zicem noi în gazetărie, cu o anumită tăietură, da? Păi eu mă uit la ăștia alții care s-au rătăcit pe dreapta. Știi, aveam eu o rubrică, o chestie rătăciți în tradiție. Care din ei? Că sunt doi rătăciți pe dreapta. Ăștia mai proaspăți. A, Forța Dreptei? Da, da, da. Și asta? Scuze-mă, nu înțeleg. Nu știu, eu pot să spun așa, că nu știu dacă nu e nevoie de o dreaptă forțoasă în România, probabil că este nevoie de o dreaptă forțoasă în România, că nu avem. Dar, din punctul meu de vedere, sunt câteva personaje în acest partid, pornind chiar de la șeful lor, care sunt puțin inutili, așa. Au dovedit că sunt inutili după cât rău au făcut. Nu, dar parcă-s făcut din același, a luat și Orban, care a fost o mare speranță liberală, și foarte bine cât am ținut la el. Din același a luat și el și Dragnea. Păi ăștia, uite ce au făcut în țara asta. Sunt nevinovați, uscați, scute, ce te-ai acum împărți. Sunt scoși, da. Sunt puși și ei dau sentințe. Da. Și eu stau și mă gândesc, mă, cum poți să apar la televizor și să critici acum politica guvernului, să spui, dom'le, trebuie ridicate restricțiile, trebuie să ridicate toate restricțiile, când tu ai dat o hotărâre pe care Curtea Constituțională, alt subiect, da, după 2 ani de zile, da, sau după cât timp, spune, bă, ne scuzați, e neconstituțională. Deci rezultă așa, că eu purtam masca cât trebuia să o port, ca să mă păzesc pe mine, să-i păzesc pe alții, dar o purtam neconstituțional. Și pot fi amendat acum că n-am respectat Constituția. Nu pentru că n-am purtat mască. Este noaptea minții. Despre Curtea Constituțională, cum funcționează, ăla e un subiect separat. Deci, pentru că eu prefer ca în România să facă politică acolo, chiar și Forța Dreptei, dacă e partid legal înregistrat, exact, ok? Dar este inacceptabil să facă politică, să se facă politică pe față la nivelul Curții Constituționale. Da, ei fac politică. Ei fac politică. Adaugă la legi. Exact. Dar nu, problema este așa. Deci ăștia spun, domne, e neconstituțională, nu pentru că nu știu ce s-ar fi întâmplat. Au uitat să iau un aviz de la nu știu ce Consiliu. Și vine Orban și spune că l-am avut.
După care zice, rectifică și spune, a, nu l-am cerut. L-am cerut și nu l-ai primit. Cum ai dat drumul la act? Asta e unul la mână. Și doi, vine domnul Arafat sau nu mai știu care, să nu greșesc, și spune așa, zice, da, în cel mult 45 de zile vom rezolva problema asta. Bă, băieți, adică încă 45 de zile încălcăm Constituția? Eu n-am înțeles un amănunt și aici de, o mare vină o au televiziunile naționale, cum ne spun eu. După ce îți intră în direct Renate Weber și îți explică exact despre ce și cum e vorba, pe Constituție și pe lege, mai vin 4-5 handraloi de ăștia, abonații, trimiși de partide în baza unor convenții, bă, și toacă subiectul și le întorc pe toate părțile, de te amețesc cu tot. Și atunci ce facem? Noi trebuie să revenim să traducem în limba română. În momentul de față s-a acreditat ideea că prin anularea acelor articole, da, enumerate, se revine la legea cum era ea. Nu este adevărat. În momentul de față, de fapt, este vid legislativ. Au explicat-o oameni competenți, nu politicieni de ăștia făcuți parlamentari cu valiza de bani. Hai să fim serioși. Da? Îmi place. Ajuns să-mi dea lecții de drept de ăștia care au făcut facultăți de garaj cu masterate la Chișinău și nu mai știu ce alte prostii, doctorate care nu le găsești. Da? A venit ieri postul prefect și cu o nouă viziune asupra codului administrativ legat de hotărârile de Consiliu Județean. Îmi pare foarte rău. Am să-i dau bibliografie. Iar celor care mai vorbesc aiurea despre pandemie, chiar am o bibliografie serioasă. 818 pagini. Cartea lui Robert F. Kennedy Jr., despre care s-a scris în România, dar nu a citit cartea. Păi nu, dar de obicei așa se face. A apărut undeva o chestie, o luăm, o preluăm, preluăm ce ne convine nouă, dăm un titlu, eventual băgăm pe Google Translate ceva, și dăm drumul și uite că suntem băieți deștepți. Uite, una dintre grijile mele care a fost acum două săptămâni, că m-a adus. Te rog, da? Am rămas dator de da. Arată, te rog, la... Acolo, la, da? Așa. Bun, vedeți? 3 lire costă asta, cu tot cu suplimente. Are și un supliment. Apropo de moartea presei scrise. Da, apropo de moartea presei scrise în regatul... Marii Britanii. În Marea Britanie, Marea, da? Britanie. La abonament e 2 lire. E un ziar de la, cum se zicea prin filme, dacă ai tras una la gât cu... Cărămidă. Ce, l-ai omorât pe om. Da. Ei, noi suntem școală veche. Nu mai avem acces la astea, dar există online. Tu știi foarte bine, eu am abonamente la... Primesc pe mail presă britanică, presă din Israel, presă din Rusia, pentru că dacă mă apuc de vorbit despre vaccinul Sputnik, de exemplu, să nu vorbesc în necunoștință de cauză cum vorbesc oficialii noștri. Care nu citesc, au consilieri care se fac că citesc. Care fac, iau extrase de presă, eventual traduse prost. Deci, apropo de cartea lui Kennedy, care e și despre Fauci și toate nenorocirile, da? Iau un rezumat, făcut undeva, nu dau sursa. După aia rostogolesc de la unii la alții și se întâmplă cum a fost situația cu Israelul. De 2 ore a trebuit să explicăm noi. De ce era o minciună? De ce minciuni spruntate spuneau ai noștri, da? Preluând ce? Că nu preluau nimic, mințeau pe față. Deci, lucrurile sunt complicate, dar la ei vreau să spun că fără absolut nicio problemă, lumea se abonează la astea. Ele vin prin poștă, într-o pungă de polipropilenă biodegradabilă, n-am mai adus și punga. Da. Și oamenii stau și citesc. Pentru că au și acolo informația nu mai este știre neapărat. Nu. Acolo este informație explicată, este și reclamă, evident că altfel nu poți. De multe ori hulitul Sunday Times, care nu este de hulit, are supliment de cultură, oameni buni. Hai să vedem, ia uitați. Comparați cu ce citiți pe la noi. Te apucă bâțul. Ce înseamnă asta în primul și în primul rând? În Marea Britanie nu ne-a trecut, n-a trecut nimănui prin cap să distrugă difuzarea de presă? Pentru că la noi... Mulțumim Adrian Năstase. Mulțumim Adrian Năstase, mulțumim acelor... Urmașii. Da, urmașii. Da. Noi dacă vrem să vin, n-ai unde să vin. Mai unde să vin presă. N-ai unde să vin ziare. Și vorbim, mamă, ce libertăți au venit peste noi și nu simțim. Nu mai vorbesc despre măgăria pe care o face Poșta Română, cu prețurile pe care le ia pentru... Hai să facem o sesizare la Poșta Română. Acolo parcă e Vali Ștefan.
Un flăcău de pe orbita lui Burduja Junior, care a fost și pe la Piatra Neamț. Probabil, nu știu. Chiar foarte nu mai știu competent. Eu mă feresc de Poșta Română de când nemțenii au fost băgați acolo în devalizarea Poștei Române. Îmi povestea, apropo de Poșta Română, anul trecut în toamnă, ne povestea domnul profesor Mironov ce peripeții au cu știință și tehnică. Revista de știință. Da, ca să distribuie și cu poșta și cu toate celelalte. Har domnului, tot noi am scris, au intrat sub egida Academiei Române. E un lucru bun, dar să vedem mai departe. No. Ziceam, vorbeam de presă, știi? Deci, la noi, ce să faci? Hai. Da, și lupta asta de omorârea presei scrise este adevărată, făcută după toate regulile și aici se unesc toți aproape. Da, vorbeam de codul administrativ, da? Celebra hotărâre de Consiliul Județean în 2020, cu banii dați la Lescani, da? Da. Deci, noi am scris, am publicat în Mesagerul anul trecut. Da? Deci, ok, controlul și verificarea legalității, le înțelegem. Bun. Da. Dar dacă băieții ar pune mâna pe carte, ar afla, poți să le citezi din telefon, dar n-are, pierdem timpul. Și când și cum intervine partea de oportunitate. Primii care fac treaba asta sunt cei din Consiliul Județean. Da? Ei trebuie să voteze, da? Și sub aspect se respectă și legalitatea, dar și oportunitatea. Ei pot hotărâ oportunitatea. Bun. Până la urmă, lucrurile se pot tranșa, adică se pot tranșa în instanța de contencios, unde judecătorul, da, se poate pronunța asupra oportunității, mai ales în cazul unui abuz, dar bine, raportându-se la legalitate. Aici despre ce a fost vorba? Era stare de urgență, da? Bun. Aia era oportunitatea noastră să aruncăm bani la Lescani. Și în afară de noi n-a scris nimeni, da, că acei bani au fost alocați nerespectându-se statutul asociației, cum se cheamă asta, Euronest. Pentru că investiția, da, a fost făcută de doar două județe. Nu de toate. Nu de toate. Dar acolo scrie că tot ce se face e în beneficiu tuturor județelor din regiune. Aici intervine chestiunea care putea fi și atacată. Și de aici încolo iau frumos și trimit cu hotărârea aia de Consiliul Județean la plimbare. Și mai pun să scoată și banii de undeva. Dar pentru asta avea Brucan o vorbă. Pentru politicieni de tip Ciorbe. Ții minte că a zis că îi lipsea ceva. Da. Acum unii cred că au asta, dar au uitat de adjuvantul care se numește minte. Dacă n-ai minte, dacă n-ai caracter, dacă n-ai pregătire, degeaba le-ai pe alea. Da. Mergem mai departe. Haideți să încercăm un alt subiect. După aceea vreau să-ți propun ceva aici în direct. Okay. Deci, ieri am aflat că vom avea competiție hipică la Piatra Neamț. Poftim? Alaltieri. Lucrurile merg așa de repede încât câteodată uit. Deci, eu știu că tu ai fost nu implicat, ci băgat până în urechi în toate competițiile alea care erau adevărate și în care veneau oameni de genul lui Cristian Țopescu la Piatra Neamț, erau transmise pe Eurosport, dacă nu mă înșel, în direct, ceea ce era dovada importanței și interesului pe care îl ridica, îl suscita un concurs hipic, mai multe au fost, la Piatra Neamț. Era etapă a Cupei Mondiale. Sau am avut etapă de Cupă Mondială, și Samsung. Etapă de Cupă Mondială. Da. Pentru cine nu înțelege ce înseamnă asta, asta înseamnă top. Deci, concursuri de top. Și acum, eu mă bucur dacă se face ceva de genul ăsta. Eu mi-am exprimat și în emisiune admirația față de domnul Lupu, da, care stă acolo și muncește și se bate pentru baza ei, câteodată l-am și sprijinit când a avut când a fost probleme. Cazul, l-am sprijinit. Da. Dar mă îndoiesc, cu tot respectul, eu am avut că mai poate acum să facă cineva la Piatra Neamț, în condițiile de acum, un concurs hipic în fața căruia să-ți scoți pălăria. Eu îndrăznesc să spun, având în vedere și experiența, nu numai a mea, dar eu vorbesc în dreptul meu. Nu o să fie niciun concurs internațional serios la Piatra Neamț.
Acum, eu am făcut glume și cu colegii mei, am transmis-o și în, da, pe mesaje domnului. Argumente. Da, domnului care a lansat ideea cu, facem concurs hipic internațional. Nu, probabil că ideea vine din instituție, nu a lansat. Păi da, da, eu am o vorbă, deci eu dacă nu mă pricep la agricultură, tac, dacă tu ești medic veterinar și te pricep la cai, nu înseamnă că te pricep la concursuri de călărie. Așa. Deci, la Piatra Neamț, întâi de toate, să-mi explice mie oamenii pe unde ajung competitorii serioși care vin cu cai scumpi, care trebuie și asigurați. Da? Pentru că în clipa în care vorbesc de un cal de 1 milion, 2 milioane, 3 milioane de euro, ca să-l aduc la Piatra Neamț cu autovană pe drumurile din România, că e complicat. Mai departe. Ca o competiție de asta, fac un rezumat, câteva repere ca să înțeleagă lumea de ce nu va fi. Ca să fac o astfel de competiție atractivă, trebuie să vin cu fond de premii. Da? De la alea își dau niște steluțe. Este și o codificare, concurs, este oficial, este sărituri peste obstacole, sunt niște litere, le-am explicat de-a lungul anilor în publicații. De unde adun un fond de premii de câteva zeci de, echivalentul a câteva zeci de mii de franci elvețieni? Hai să vedem. De unde, din bugetul orașului? Nu cred. Păi nu, că de obicei se făcea așa, dădea și județul, dădea și orașul, deci numai mai erau fondul, și niște sponsori. Numai fondul de premier, sponsor cine? Numai fondul de premiere, da? Tot ce mai ai de făcut în rest, da? Transmisii televizate, astăzi plătești, dacă vrei transmisiune televizată, da? Să ai transmisiune televizată, garantată, adică de succes, trebuie participare. Păi dacă ai noștri să vină și să ne aducă participare internațională din Republica Moldova și Ucraina, te rog să mă crezi, o să râdă și potcoavele ruginite de un asemenea concurs internațional hipic. Pe măsură ce urcă palierul, trebuie să asiguri condiții de cazare. Spune-mi și mie, ce hoteluri avem noi? Că centralul parcă s-a închis sau se închide. Din e motiv... închis. E închis, nu știu dacă, da? Nu l-au deschis între timp, dar... Bun, iau 4 stele, să zice, hai, nu vreau să mă cer cu ei, da? Bun. Da. Pe vremuri unde îi duceau? Pe la pensiuni, pe aici, pe acolo. Nu ține. Deci sunt niște... E o listă întreagă, e un to-do list, cum se zice. Pe care vine și... Lista aia vine și o verifică un oficial al Federației Ecvestre Internaționale. Aici nu-i pe Balcani, pe nu știu ce. Deci umblă cu brașoave ca să distragă atenția de la situația reală din baza hipică, problema terenului care este descos la vânzare, și vreau să salut și pe această cale pe cele două consiliere municipale. Una este Flori Moise, cealaltă am uitat cum o cheamă, e de pe la PMP. Cred că e avocat. Doamna avocat, da. Da, e o doamnă avocat care reprezintă municipiul în AGA. Da? Ele sunt AGA de la Societatea Minună și Perla Invest. Da? Să ne spună și nouă ce se întâmplă acolo, că de-aia sunt AGA. Deci, haide că ăsta este un subiect care merită discutat într-o emisiune separată. Prestația consilierilor, local, județeni, care ori mai fie în comunal, unde-i cazul, da? În AGA. Toată lumea spune, băi, zice, directorii de acolo, Consiliul de Administrație. Da. Ok, înțeleg. Da, AGA, manii, proprietarii. Da. Ce fac ei? Păi dacă acum vrem să ne distrăm, intrăm pe site și vedem rapoartele acestor stimați domni privitor la societăți care cheltuie milioane de lei din bugetul local și sunt expediate de reprezentantul AGA într-o frază. Am participat la toate ședințele AGA care, la care am fost convocat la SC, nu știu, parking SA și am fost de acord sau așa cu propunerile executivului. Păi de asta ești tu acolo? Alea noștri nu participau la adunarea creditorilor la Perla Invest. De gura noastră s-au interesat. Nu i-am prins anul trecut. Dar de ce? Auzi, ca să particip la o adunare de genul ăsta, trebuie să înțelegi despre ce este vorba. Categoric. Pe ce criterii sunt puși reprezentanți în AGA? Pe ce criterii? Uite, eu mă gândesc acum dacă... Uite, pe doamna avocat pot să înțeleg de ce este acolo. Că este în insolvență, că legi, că chestii se pricepe. Nu înțeleg. Nu se pricepe. Nu știu, eu nu știu. Eu plec de la ideea că se pricepe. Dar
cum îl pui în aga pe unul care habar n-are despre ce e vorba? Da, ei nu înțeleg un lucru. Când scriem noi niște subiecte, așa... Că n-avem nimic cu persoanele. Nu. Deci, hai, ca să le lămuresc o treabă. Eu știu că în foarte multe zone din teritoriul administrativ, în Piatra, la nivel de CJ, mă rog, da? Ăștia respiră ușurați de pe 3 februarie încoace. Știau că unul dintre consultanții noștri principali pe absolut toate problemele astea era Dumnezeu să-l ierte, Ioan Onisei. Eu dacă scriu, de exemplu, tu știi că suntem în redacție împreună, eu dacă scriu o chestie, un articol mai multe, pe temele astea, de insolvență, da? Păi eu mă consult cu niște profesioniști de mare calibru în țara asta. Eu ca să scriu despre Perla Invest am vorbit cu Nic Bălan. Ca să scriu despre asta m-am consultat cu Remus Borza. Ca să văd poziția administrației față de situația asta. Știi, când am fost la București, am avut o întâlnire specială cu Gigi Piperea. Ei, da. Oamenii ăștia au o competență greu de sau contestat. Sau măcar au idei la care merită să te gândești, să le analizezi și să vii cu ele, să le expui. Ori... Mai gândește că pentru un interes cu adevărat patriotic, în speța Old Kim, anul trecut, în decembrie, făcusem eu o glumă că în Franța se sărbătorea ziua de naștere a lui Gustave Eiffel, alții sărbătoreau ceva din primul război mondial sau comemorau o bătălie, și că în România ar trebui să se numească de acum ziua Old Kim sau ziua Piperea. Piperea a bătut Comisia Europeană la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza Old Kim. Și a demonstrat că acolo... Și a demonstrat că de fapt nu a fost ajutor de stat ilegal ce am dat noi. Oi, tată. Bun, acum, uite ce vreau eu să propun aici și o să te rog pe tine să te ocupi astăzi, că eu trebuie să plec într-o deplasare. Noi vorbim despre criza energetică din România. Eu mai și sufăr. Da, scrii, am scris, am mai vorbit în emisiuni. Și apare, eu am citit, nu mă pricep, recunosc la lucrurile astea, apare un lider de sindicat care spune un lucru, din punctul meu de vedere, de foarte bun simț. Și tu să-mi spui dacă este adevărat sau nu, că ești de meserie. Spune acel lider de sindicat așa, dom'le, noi putem de mâine să mărim producția de energie electrică cu 1000 de mega, nu? Megawatt. 1000 de megawatt. 1000 de megawatt. Care ar însemna așa în mare, că nu mai importăm. În 2 luni de zile putem porni, sau mă rog, 1, 2, 3, mintia. Și mai facem și acolo, nu știu cât, vreo 1000 și ceva, 2000 de megawatt. Da, nu, e, mă rog, mai știu pe nu contează, nu contează. Deci, dar ne rezolvăm o problemă. Ne rezolvăm o problemă pe termen scurt. Și am mai vorbit și eu cu unul și cu altul și acum te întreb și pe tine. Dom'le, dacă este atât de simplu, poate porni de mâine. Dom'le, hai să le dăm un imbol la băieții ăștia care se ocupă de țara asta. Eu propun să deschidem o petiție națională. Și primii pe care îi invităm să semneze să fie deputații de neamț și senatorii de neamț. Ca să știm sigur că se vor duce să facă presiune pe partidele lor. După care începem să ne sunăm cunoscuții. Pe primarul municipiului Piatra Neamț, pe primarul municipiului Roman, pe primarul municipiului Bicaz. După aceea sunăm la Oradea, la Constanța. Îl sunăm pe domnul Sebastian Burduja, că e nemțean de-al nostru. Sigur. Îl sunăm pe taicăsu. Da? Sunăm pe toți care știm, domne, semnați, dați greutate acestei petiții. Eu am să încep cu domnul senator Țapu, fostul meu coleg de bancă, care e în Comisia de Energie. Deci, te prind să deschizi aceasta. Că este acea chestie cu petiții, deschid eu o semnez imediat și începem să sunăm. Prieteni, cunoscuți, o punem pe net, o promovăm cu bani, o promovăm cu bani, că până la urmă recuperăm banii dacă pornește asta. Că s-ar putea ca să scadă și prețul pe undeva pe acolo, de la 1200 cât e acum, la mai puțin. Ce zici? Da, mai atins. Am să mă consult și cu colegii de promoție. Noi avem un grup pe WhatsApp. Așa. Și am să mă consult și cu ei întâi. Întâmplarea face că mai bine de jumătate nu mai profesăm, că așa au fost vremurile noastre de tranziție. Încep cu sindicalistul. Are mare dreptate, pentru că grupurile din complexul energetic Oltenia au fost închise abuziv.
În termocentralele acelea s-au făcut investiții și pentru decarbonare, desulfurare. Aici ar fi problema, am înțeles, cu desulfurare. Dar problema mare este cu celebrele certificate de carbon. Da? Eu cred că problema mare este cu cantitatea imensă de sulf din guvern și din Parlamentul României dată de mâncatul excesiv de fasole. Nu o spun numai eu. Au spus-o și alții, și Petrișor Peiu, și domnul Chisăliț, au spus-o domnul Iulian Iancu. Da? În România, mixul energetic, cu tot cu complexul energetic Hunedoara, Oltenia, este unul dintre cele mai curate din Europa, oameni buni. Și în condițiile astea, da, în care noi nu poluăm, tot noi suntem aia care ne închidem, ne distrugem capacitățile de producție prin neutilizare. Altele noi nu le mai facem, ne blocăm. Da? Da, te rog, am greșit eu la tăbără. Da. Da, trăgând linia și adunând cum zicem, da, mă gândesc la o asemenea petiție, dar să o facem cumva mai de ansamblu, pentru că eu, întâmplarea face chestie privată, da? Cunosc foarte bine situația de la Iernut. Ah, și Iernut, am uitat. Eu știu și vechea centrală de la Iernut, pentru că eu, după ce am terminat post-liceală, să zic și eu așa, da? De electroenergetică, am lucrat la DEVA, amintiam, în sectorul de reparații. IAC Meru este numea, întreprinderea de construcție, montaj, reparații, uzine electrice. Și întreprinderea electrocentrală DEVA avea pentru reparații și Iernutul, aveam și ceturile de la Oradea, aveam și Timișoara, deci cam știu ce era acolo, la vremea cu pricina. Da? Și mai ales acele lucruri despre care am mai scris, termocentrala Mintia cu 4 grupuri rusești și 2 poloneze, tot după tehnologie rusească, a fost, deci, s-au pus în funcțiune în etape succesive, nu era degeaba numită Steaua de pe Mureș. Am scris și astăvară. Da? Duceam sistemul energetic în spate. Da? Și funcționam cu cărbunele acela celebru de prin Valea Jiului, care mai venea pe și care acum unii îl consideră lignit. Nu, îl consideră lignit. Ai zis bine, lignit. Da? Îl consideră lignit, nu lignit. Și folosesc ocazia să amintesc că și de contribuția al celebrului Ion Dincă, Teleagă, da. Care răspundea de sectorul energetic și care făcea tot posibilul la vremurile de atunci să avem cu ce lucra. Ba, din când în când mai făcea roșii niște cărbune de prin Polonia, care când ajungea, duduia termocentrala, vreau să spun. Da, e altă calitate. Da. Și sub raport indicatorii economici, da, la care se pricep unii, era o glumă, nu era o glumă, de fapt, era o situație, dar tratată în glumă. Navetele de cărbune veneau pe calea ferată din Polonia. Ei, și dacă am fi transportat, exploatările miniere cu pricina erau în sudul Poloniei. Și dacă ar fi transportat cărbunele la Marea Baltică să înconjoare toată Europa, să vină la Constanța, era mai ieftin. Și de acolo să vină, randamentul, eficiența era mult mai mare decât cu ila noastră, care era bună, dar pentru ca ei să raporteze volum, greutate acolo, am spus, era cam o treime cărbune, o treime piatră și o treime fier vechi. Da, pentru că nu-l... Pentru că asta era. Da. Ei, eu am semnat petiția pentru Mintia. Când au închis Mintia, m-am grăbit atunci repede și din solidaritate cu prietenii de la DEVA, am semnat petiția pentru Mintia. Așa că, ok, mă ocup de petiție. Da, nu știu, mie mi se pare că ar trebui să discutăm la un moment dat despre responsabilitate în domeniul ăsta, după cum ar trebui să discutăm despre responsabilitate în domeniul sănătății. Deja s-a ajuns la un moment în care nu mai poți înghiți toate șmecheriile, toate minciunile. Cine sunt responsabil pentru că noi avem unități, întreprinderi, cum să zicem mai ele, energetice, funcționale? Cine sunt responsabili? Că ăia sunt responsabili de ce se întâmplă în energie acum și, dacă mergem mai departe, sunt responsabili pentru cei care mor, că nu au căldură sau nu au curent, pentru cei care nebunesc când văd facturile. Deci sunt responsabili. Uite, deci
aici poate chiar e rolul presei, da? Uite, hai să ne intrăm în rolul nostru străvechi și ca să facă lumea o comparație între cum ne facem noi meseria și cum o facă ea de pe la televiziunile naționale. Deci, eu să fi fost pe un post național de televiziune, poate cumva așa inspirat de avocatul și profesorul Piperă, aș fi explicat românilor cum să-l dea în judecată pe ministrul Virgil Popescu pentru înșelăciune. Deci, când s-a dat drumul și la ultima liberalizare pe piața de energie electrică, domnule, treceți pe piața concurențială. Da, și repede. Treceți repede pe piața concurențială. Ce se întâmplă acum pe piața concurențială? Că o să scadă tarifele. Da? Eu m-am uit. Românii s-au înghesuit. Știi că a fost o nebunie să schimbe furnizorul, să schimbe tarifele și toate astea. Eu, tu știi, știu și alții din jurul meu. Eu, Boier Popescu, nu m-am mutat din serviciu universal nici cât m-au tocat ăștia la cap. Sau alții. Du-te la Hidroelectrica, de exemplu, da? Ei n-aveau serviciu de furnizare. Vai de mama lor cum se dau cu capul de pereți cei care s-au mutat. Sau, o să am un subiect săptămâna viitoare. Cum e să te înscrii, cum e să soliciți contract cu ei? De pe site-ul lor. Jale. Dar nu poți să-i fac o culpă lui Bogdan Badea pentru asta. Că face și el ce-i zic alții. Ok. Și au văzut românii. Le-au ieșit facturile de pe piața concurențială. Le-au ieșit pe ochi, pe nas, din buzunare, de peste tot. Păi în clipa aia mă îndrept împotriva cui m-a îndemnat. Domnul ministru Virgil Popescu. Îl dau în judecată pentru înșelăciune. Scurt. Da? Eu am rămas pe serviciu universal. Și ești mulțumit. Da, bineînțeles. Cine m-a întrebat, i-am explicat de ce. Bun, deci cred că am discutat, mai avem ceva ce am sărit eu, așa că... Nu, mai ești, ce glume. A, mai spuneam eu, da, cu Oradea, că mă pregătesc în perioada următoare să fac o vizită. Te duci la Aqua Parcul de acolo, nu? Am fost și când s-a inaugurat, da, asta e altă discuție. Deci are o investiție proastă, produce profit. Da, deci este o investiție proastă. Da, produce profit și le dă de lucru la aia acolo. Și uite că atât de... Adică îi obligă să... Având profit, îi obligă să facă un hotel. Da, textul e în mesagerul, ca să știe lumea deci, și apare. Am prezentat și el. Deci, dom'le, o investiție proastă la noi. Dacă s-ar face o asemenea investiție, cred că ar face pușcăria aia care o fac. Cum să produci profit pe o investiție? La noi facem investiții ca să putem cheltui mai mult. Facem... sau blocăm investiții la care avem semnate contracte. Da, bine. Deci avem contracte semnate și nu le facem. De ce? Pentru că facem alta, mai mare și mai frumoasă. Și dacă nu o facem pe aia, nu le mai facem nici pe astea. Și între timp mor oameni. Da. Când mă refer la sănătate. N-am și de ce. Apropo de contextul cu război, cu amenințări, dacă o să ajungă la un conflict limitat acolo... Să fac paranteza asta că merită, se va datora numai politicii duse până la limita, să zic în engleză, ethnic cleansing, cum se zice, epurare etnică. Deci ce face Ucraina cu rușii din cele două regiuni, e la limita epurării etnice. Hai să spunem un lucru, că dacă vrem să înțelegem ce se întâmplă în Ucraina acum, trebuie să mergem în istorie, sigur, până la vremea cazacilor, dacă nu și mai înainte. Și mai înainte. Între cele două neamuri a existat tot timpul aceeași dragoste care exista la un moment dat între ruși, ucrainieni și evrei. Nu vorbesc de colaborare între ei, că au și colaborat. Deci aceeași dragoste. Unii vorbesc despre genocidul făcut de ucrainieni împotriva rușilor. Ucrainienii, pe bună dreptate, au și ei ce să reproșeze rușilor când au fost lăsați să moară. Dar noi în România am luat-o razna, pentru că ești profesor de istorie. Și vorbim despre niște atrocități comise împotriva evreilor, pe care noi nu le-am comis. În schimb, nimeni nu vorbește despre fasciștii ucrainieni, domnule. Da, adică, știi cum, istoria întotdeauna este scrisă de învingători. Ceilalți suportă consecințele. Oricum, avem un ministru de externe rus extrem de puternic, Sergei Lavrov, și au și un președinte care efectiv i-a ridiculizat și pe Biden și pe secretarul de stat de la American, Blinken, sau cum îl cheamă, nu mai știu.
Iar cel mai ridicol dintre toți a ieșit Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a înrăvălat de poziția lui de fost premier în Norvegia. Nu, care oricum nu are nimic de pierdut, se duce la banca din țara. Se duce oriunde, dar poziția de premier în Norvegia, cum se spune, o chestie decorativă. Norvegia merge singură. Să închid cu Oradea și cu asta, gata, că am zis de băieți. Mă duc să întâmpin pe aeroportul din Oradea, pe... vorbeam de armată, da? Să întâmpin pe cel mai important, cel mai cunoscut, cum vrei să spui, cel mai celebru general român din lume. La ora actuală. Care? Doamna Judith Ben-Natan. Ah, da, din Israel. Din Israel, da. Sigur. Cândva a fost și la Piatra Neamț. Da, eu încercam acum să găsesc, dar e foarte greu acum în ultima secundă, ca să zic așa, ministrul Dâncu în engleză. Vai de mine, am uitat. Eu nu sunt vorbitor de limba engleză, înțeleg, nu am curajul să vorbesc pentru că nu pot să vorbesc ca să nu mă fac de râs, da? Aseară, nu știu cum, că de obicei nu mă uit la domnul Dâncu, având în vedere competențele sale pe ministerul pe care îl conduce al apărării naționale, nu mă uit, dar așa am dat și l-am văzut la televizor și am auzit ceva sunete. Și am zis, zic, dom'le, ce e asta? Zic, hai să dau mai tare. Zic, o fi română nu seamănă. O fi engleză nu seamănă. Întreb pe cineva care știa engleză bine. Măi, ce face asta? Nu înțeleg ce vrea. Probabil că vorbește engleză pe silabe. Zice, nu înțeleg. El nu vorbește pe cuvinte, ci pe silabe. Altcineva din casă a zis, nu, vorbește pe litere. Zice, nu, nu, că nu le pronunță corect. Deci, tu, este o rușine națională. Dacă nu știi o limbă, vorbește, mă, în limba ta, că de-aia sunt traducere acolo. PSD e o boală, ne aducem aminte de Lia Olguța Vasilescu. Oh, da. Alt talent. A vorbit în două limbi. Ea a vorbit în două. Deci, dovadă că este internaționalistă. Eu ce pot să mărturisesc este că aseară, urmărind și eu o reluare cu reprezentanția domnului din grupul de la Cluj, așa mi s-a părut că și eu am o țestoasă acasă. Mi s-a părut că și țestoasa mea râde, în condițiile în care țestoasele sunt surde. No, eu acum, atunci mi-am dat seama de ce tot Dâncu spunea că suntem o țară francofonă. Nous sommes un pays francophone avec un président anglophone, non? Da, cum era? Cu un ministru anglophone. Da, nu, și cum era? Our ancestors. Ancestors, cum zic unii, our ancestors, the ducks from the trucks. Am prins-o în direct atunci. Divertis-o a luat-o de la mine. A preluat-o de la tine, da. Eu am scris-o în ziarul Ceahlău, văzusem chestia asta în direct pe Sky. Poți să spun? Da. Eram acasă la Mihai Beraru. Când a fost Iliescu în vizita aceea în Marea Britanie. Ducks off the track. Da. Și eram la o poveste cu încă un doi minut, te rog, că trebuie să plec. Nu, cu încă doi oameni excepționali. Unul era Ioan Onisei și celălalt Francisc Iosif Ghile. Și butonam telecomanda, Mihai avea o farfurie uriașă, îl prindem pe ăsta cu interviu, pe Sky News, un Sky britanic. Și trântește porumbelul cu... Am scris o știruță în ziarul Ceahlău, pe care engleză prezidențială, și dau ziarul lui Cristi Grescu, fost coleg. Și a transformat-o într-o chestie deosebită. Și a făcut un show cu Cristi, da. Sigur. Mulțumesc. Da. Mulțumesc pentru participare, Viorel. Mulțumesc pentru răbdare celor care au stat și s-au uitat. Eu vă invit să vă mai uitați, pentru că este o alt fel de abordare a subiectelor. Eu sper să fie cea normală. Unii se vor supăra, alții se vor supăra și vor trece, la unii nu le va trece. Noi încercăm să mergem înainte, dincolo de prejudecăți și dincolo de posibilele, cum se cheamă, represalii. Da, cine știe, poate mă trezesc cu acoperișurile alea de azbociment din baza hipică la ușă. Cele bune, numai bine, oameni buni, sănătate!